Fiecare strop de fericire în fiecare dimineață aici pe 98,3 FM și online pe bucureștefm.ro. 9:35 de minute în bună dimineața București. Am tot auzit piesa asta de pe la începutul verii, am auzit-o și aici în capitală și pe la mare și peste tot în România. Da, s-a cântat, dar nu cât m-aș fi așteptat. Dar am exersat cântatul în dimineața asta. Bună dimineața, Florin Iordache. Bine ai venit pe la noi pe la București FM. Salut. Bine te-am găsit. Așa, mai punem și căștile, nu? Din când în când. Bine, te-am găsit singurel. Eu n-am nevoie de căști, frate. Da, hai să stăm mai aproape de microfon, că spun eu că ai nevoie de căști. Acum te auzi mai bine? Oh, da. Vezi? La radio întotdeauna ai nevoie de căști. Măcar așa să ca să te controlezi. Salutare, bine ai revenit pe la noi. Bine, bine te-am regăsit. Da, n-ai mai fost pe la noi de pe la începutul verii, de când ai fost cu Gabi Băruță, da? Aveați voi proiectul Iorga și Brighi. Îl avem în continuare, proiectul Iorga merge în continuare. Iorga și Brighi a fost un featuring. Nu vă mai spun nimic, va fi surpriză următoarea piesă. Aha, deci proiectul continuă. Asigur că da. Nu v-ați oprit, adică nu v-ați demoralizat cu piesa asta cu... Dar de ce ne-am fi demoralizat? Nu știu, te întreb, cum a mers? Piesa a mers ca feedback, a mers foarte ok, ca feedback așa, mai degrabă nematematic, feedback așa, după ureche, cum v-a auzit. Matematic vorbind, ca view-uri, nu a mers excepțional, nu știu. Te referi la ce s-a întâmplat în online? Da. Păi... practic vorbeam de ce e scriptic. Dăm casca asta mai încet că mi-a rupt capul. Aia e casca pe care o folosesc eu, dar dacă mă vezi cu capul jumătate rupt, deja okay. La 10 fără 20, înseamnă că e de la căști. Da. Ai boală de asta de DJ-ală, nu? Ăștia merg cu volume. Băi, boală de dimineață, trebuie să te trezești, nu știi tu cum e. Da, adevărat. Uite că dimineața asta totuși, na. Lucrurile se percep altfel dimineața. Ție cum îți e? Nu, să știi că am avut perioade și perioade. Programul meu de sine stătător e cam de America, așa. În general stau treaz noaptea și dorm ziua. E, uite, am avut o perioadă în care n-am mai făcut chestia asta și cumva m-am trezit numai la 5 dimineața, vreo 2 săptămâni. Păi m-am simțit excepțional și tot încerc să repet episodul ăla de o groază de timp. Nu se mai poate repeta, nu? Da, data viitoare, uite, promitem data viitoare că atunci când vei mai fi invitat în studioul București FM, o să te trezim noi încă de la 5 și vii de la 7, e bine? Da. Hai să facem exercițiul ăsta, e ok? Vin cu tehnici, e ok, nu? Adică cu rider, cu tot, ca să tot, dacă tot ne trezim de vreme, măcar să facem o treabă, nu? Zâmbește se numește piesa pe care am auzit-o săptămâna trecută și pe care am dorit să o aduc pentru voi live aici în studioul București FM. Și de ce e o piesă care se numește așa, atât de pozitivă, da, atât de mobilizatoare, pentru un anotimp care nu e chiar pozitiv și nici măcar mobilizator? Bă, piesa trebuia să... Așa a ieșit, a ieșit până august. Mă gândesc că dacă ești pe la jumătatea lui septembrie, lui octombrie, cum suntem noi acum, da? Ești blocat pe undeva prin București, pe la nu știu ce semafoare, mai și plouă, e și frig, ți-ai uitat acasă, nu știu, cheile, telefonul mobil, laptopul, telefonul, orice, da? Îți vine să zâmbești? Ar trebui să-ți vine să zâmbești, categoric. Dar bine, pe de altă parte, poți să iei cum vrei. Poți să iei ca, știi, piesele alea total imbecile, dacă e să mă întreb, de la taxi sau de la... Când tu aștepți și ești mega stresat, frate, și aștepți mașina, să vină mașina și spune o piesă din aia, ting, ting, tong, tong, știi, care ar trebui cumva să te relaxeze, nu știu. Da, o piesă care să te facă să zâmbești, dar numai prin ton sau cum. Total dubios, da. Dar sper că totuși, sper că mesajul să ajungă la oameni și în orice situație, chiar fie ea și stresată și în trafic și aglomerată și la muncă și peste tot, mesajul să se transmită și, până la urmă, asta e cel mai important lucru, să zâmbim, păi, și să fim fericiți. Îmi spuneam un pic mai devreme, mama, a fost o nebunie totală în București azi dimineață, n-am reușit să găsesc taxi, n-am reușit să găsesc autobuz, la metrou. Aceeași întâmplare, da, mi s-a... Da. Păi și ce ai făcut în dimineața asta? Ți-ai cântat piesa în gând, nu? Da, mi-am cântat piesa în gând, am sunat după taxi, hai, nu l-am găsit, m-am urcat în mașină, am venit în coace, am întârziat și Da, din ce zonă ai venit? De la Parcul Carol. E, vezi, dacă te trezeai la 5 dimineața, ajungeai până la 10. Perfect! Cu barca ajungeam. Plouă destul de tare afară, da? A trebuit să încălzim și chitarea, de-aia am intrat și un pic mai târziu în,
în emisie că e destul de frig afară, înțeleg. Da. Îți vine să zâmbești când... Destul de frig? Tu ai mai ieșit de aici? Îți îngheață mimica aia pe față. Îngheață curentul electric, frate, e groasă situația. Afară. Ca și curentul electric, da. 9:40, o să cântăm live piesa asta, vorbim imediat despre ea și despre Florin Iordache, care este în studioul București FM, aici pe 98.3 FM. Deci cântăm, așadar... Cântăm Zâmbește, având în vedere că sunt lucruri pe bandă pe care nu le-am tras eu, cum ar fi fluieratul, recunosc, nu poți să fluier, să știi. Poți să fluieri? Da. Știi fluieratul după piesă? Încerc. Vorbesc serios, hai să facem, fii atent, în direct la București FM, în ce vorbim, avantpremieră cosmică. Zâmbește cu Florin Iordache. Trezesc dimineața, sună ceasul și-aș vrea să am puterea să-i spun azi no, no, no. N-am chef de tine iar, no, 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 no. Din parcare spre birou caut extazul, de aici la fericire tot încerc să schimb acazul, da. Asta e povestea mea, dar poate că starea de bine, cum spunea cineva, ține doar de mine. Și când mă mai pierd pe drum, mă opresc o secundă să-mi spun: zâmbește, zâmbește. Când totul pare doar o tristă poveste, zâmbește, zâmbește, zâmbește. Când totul pare doar o tristă poveste, zâmbește. Uneori aș vrea să trăiesc ca altul, să mă scol la două și asta doar dacă e cazul, da. Să stau degeaba, ba, 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 ba. Niciodată nu-i prea târziu să schimb drumul chiar de nu-l știu. Le las în spate pe toate cu ochii înainte, mai sus de cuvinte. Dar poate că starea de bine, cum spunea cineva, ține doar de mine. Și când mă mai pierd pe drum, mă opresc o secundă să-mi spun: zâmbește, zâmbește. Când totul pare doar o tristă poveste, zâmbește. Ai și voi din trafic. Zâmbește, zâmbește. Când totul pare doar o tristă poveste, zâmbește. Ai zis că m-a ajuns cu fluierul totuși și nu ai delivered, știi cum ar zice americanul. Hai, zâmbește. Acum știu că starea de bine, cum spunea cineva, ține doar de mine. Și când mă mai pierd pe drum, mă opresc o secundă să-mi spun: zâmbește, zâmbește. Când totul pare doar o tristă poveste, zâmbește, zâmbește, zâmbește. Când totul pare doar o tristă poveste, zâmbește. Cele mai frumoase dimineți sunt aici, pe 98,3. Da, am promis că te ajut cu fluieratul, cu șuieratul, cu toate nebuniile în dimineața asta. Mi s-au scăpat buzele, am băut trei cafele în dimineața asta. Acasă am zâmbetul pe buze și la 9:43 de minute. Vezi că dimineața e mai greu, ți-am zis, lucrurile funcționează mult mai greu dimineața. Nu așa cum ți le închipui tu sau cum se aude la radio. Nu, eu ți-am zis, uite-te la mine. Dar chiar care este motivul pentru care, uite, cei aflați în trafic, cei care au tot felul de treburi dimineața, cei care merg la job, cei care chiar se culcă, adorm pe la ora asta, dacă mai sunt oameni care lucrează și noaptea, ar trebui să zâmbească, după opinia ta. Toată lumea ar trebui să zâmbească, după opinia mea, indiferent de orice. Toată lumea zâmbește. Zâmbește, zâmbește. Te-ai gândit să colaborezi cu cineva la piesa asta? Uite, spre exemplu, n-aș fi fluierat eu în piesă, l-aș fi chemat pe Mărginanu să fluiere. Băi, uite, nu m-am gândit la asta, dar e o idee foarte bună. Uite, vezi cum dau eu idei. Păi da, nu, stilul reggae este fix stilul lui Mihai. Este perfect. Da, te-ai canalizat, te-ai calat pe stilul ăsta, pe reggae? Nu neapărat, nu. Este o piesă, stilul e mai degrabă pop. Nici piesa asta nu e reggae, 100% reggae. E un pop reggae, de fapt.
Da, ți-am zis, stilul de fapt e pop al proiectului Florin Iordache. Asta pentru că o să ascultăm și pozitivul piesei imediat, un pic mai târziu, aproape de final. Mai avem de petrecut 2-3 minute împreună și o să te întreb repede. Asta a fost un morning demo. Un morning demo, da. Pe unde te vedem noi pe tine cântând? Momentan ies destul de mult cu proiectul Avenue. Avem prin diverse cluburi bucureștene, mai ales în perioada asta a anului, când sunt mai multe cluburi decât petreceri. Așa? Și în general așteptăm decembrie, party-uri de firmă. Aia este luna în care cânti mai des, cel puțin tu? Nu neapărat, și vara e plină cu Avenue și avem. Avenue este o trupă de cover-uri. Cover-uri, da. Da, cu care faceți voi furori prin centru vechi și seri de karaoke și tot felul de nebunii? Băi, să știi că în ultimul timp nu prea mai... Pe centru vechi nu a fost niciodată stilul nostru, să zic. Noi suntem mai pe evenimente și, într-adevăr, am cântat și pe la, mă rog, diverse cluburi după Calea Victoriei, după așa. Centru vechi e format din cluburi mici, în general, știi foarte bine, și nu prea avem loc. Suntem 6 în trupă. Încerc să înțeleg conceptul ăsta de evenimente pe care tu mi-l descrieai mai devreme și mă gândesc și o să fac un eveniment aici la matinal, dimineață de la 6 până la 10, să cântăm toate cover-urile posibile și imposibile, adică eu zic știrea, eu zic buletinul de știri, voi cântați 3 melodii, mai băgăm un jingle între ele, mai folosim softul de emisie, e bine așa? Asta... Hai să facem un experiment de genul ăsta. Ar fi mișto, ar fi foarte mișto. Da, cântăm tot playlist-ul, ce e în playlist aia cântăm. Uite asta, de exemplu, asta de acum pe spate, mă gândesc, da, cum ar suna asta, chitară, cum ar suna, ia. Ceva. Se poate face cu Avenue? E greu, foarte greu. Putem să facem cu Avenue ce vrei tu, putem să facem și omletă, dacă vrei. Mai ales dimineața, cum era, zâmbește. Da. Corect. Da. Deci, peste vreo 2 săptămâni facem o emisiune cap-coadă, eu prezint, voi cântați. Și scoatem și softul de emisie din priză. Folosim doar microfonul și trupa Avenue și vocea mea, evident. Păi da, 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 doar dacă o să fluieri, că dacă iar... Bine, promit că data viitoare fluier, nu mai beau cafea, să nu mi se mai usuce buzele și o să fluier. Păi eu când vreau să fluier, vorba aia. Fluier! Da, Florin Iordache e în studioul București FM. Florine, urmează și alte colaborări pentru tine, continuă proiectul cu Brighi, da? Toate proiectele continuă, da. Și cu Avenue. Ce s-a întâmplat? Tu la un moment dat ai fost și prin alte două trupe foarte cunoscute, mă rog, în colaborări. Krypton și Direcția 5. Deci proiectul, nu, stai puțin. Proiectul Iorga este proiectul Iorga de sine stătător. Nu e un proiect cu Brighi, că ți-am subliniez asta, că e a doua oară când spui asta. Nu e un proiect cu Brighi. Este proiectul Iorga este de sine stătător. Te rog, nu arunca cu chitara. Orice, dar promit, nu arunca promit, cu promit chitara că voi spre fi, mine. Promit că voi fi calm. Așa. Da, vor mai exista featuring-uri cu Brighi, categoric, dar nu... Încă, noi suntem într-o direcție EDM. Cum îți spuneam, aia a fost o piesă deep house la care se pretează la genul ăla de colaborare. Nu știu pe viitor. Vor fi, ți-am zis, surprize. Noi așteptăm să lansăm cumva următorul single cu Iorga. Va fi în următoarea lună. Bine, eu sper luna asta. Mm-hmm. Dar luna asta, sfârșitul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie. Vrem să intrăm mai pe cluburi, așa... Vine iarna, trebuie să ne retragem ușor. Pe acolo e toată lumea, prin subsoluri. Iarna toată lumea se ascunde prin subsoluri, da? Bine, Florin Iordache a fost în studioul București FM pe 98,3 și online pe bucureștefm.ro. 12 minute am rămas până la 10. Florine, multă baftă și nu uita, zâmbește. Eu nu uit, țineți voi minte. Sau reamintește-le celor care ne ascultă în fiecare zi același lucru. Zâmbește. Popor. Telefonul tău așa e sau a devenit în mod artificial? Nu, e ca la 6, de să-mi doaie singur. A, nu, așa este forma. Da, da, da. A, ok, m-am speriat. Bine, în numai 11 minute, aici în studioul București FM și de altfel în toată țara, Ioana Brușten. De 10 ori România începe și pleacă de aici, de la București FM, în această săptămână. Răzvan Petre sunt eu, vă doresc o zi perfectă și plină de zâmbete cu București FM, cu mult soare măcar în suflete să fie săptămâna asta, dacă nu o să fie altfel. Pe final, Florin Iordache, zâmbește, toate bune! Zilnic de la 7. Te trezești cu muzica în cap. Bună dimineața cu Răzvan Petre.